În data de 4 iulie, între orele 9:15, se vor realiza lucrări de spălare a rețelelor de distribuție în localitățile Cerna și Iosif. Din acest motiv, presiunea apei va fi scăzută. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate superioară a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de AquaTeam în cadrul mentenanței preventive. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, cetățenilor le este recomandată evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea completă.